Universitatea Craiova nu a reușit să se impună în fața formației FC Botoșani nici de această dată. Prima repriză a aparținut echipei gazdă, care a prestat un joc pragmatic și a reușit să înscrie primul gol în minutul 25 prin Fabrini, după care a majorat avantajul în minutul 36 prin Fulop. Fabrini, gol! Fabrini! Înge pentru Roman, Roman și gol! Minunăție de gol! Centrare din Rabona a lui Mihai Roman și Loran Fulop marchează pentru 2-0! Cea de-a doua repriză a fost dominată de Universitatea Craiova, care însă nu a reușit decât un singur gol în minutul 79 prin Alexandru Mateiu, care a înscris cu capul dintr-o centrare perfectă a lui Bancu. Au bătut repede cornerul cei de la Craiova. Mateiu, gol! Mateiu! Pentru Universitatea Craiova urmează un nou meci pe teren propriu în compania formației Dunărea Călăraș, duminică de la ora 17.